Directorul executiv interimar al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Daniela Marinela Odeh, rămâne în funcție în urma deciziei Ministrului Sănătății, care a prelungit mandatul cu încă 6 luni. Conform ordinului Ministrului Sănătății numărul 447 din anul 2023, începând cu data de 1 martie 2023, doamna economist Daniela Marinela Odeh, funcționar public de conducere în instituția noastră, ca șef de birou la asistență medicală și programe de sănătate, va exercita funcția publică de conducere de director executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava până la data de 30 septembrie 2023. Daniela Marinela Odeh a fost numită director executiv al DSP Suceava la data de 16 noiembrie 2022 până la 31 decembrie 2022. Mandatul interimar fiind prelungit până la data de 28 februarie 2023.